în momentul de față este o temperatură de 190 de grade în cuptor. Oprim derularea programului, iar dorim să-l închidem de tot. Apăsăm pe acest buton, iar ținând cont că înăuntru este o temperatură de 190 de grade, la reaprinderea într-un timp de un minut sau două, vedeți acest termometru că este la 189, iar reaprinderea unui program, deoarece arzătorul s-a stins, fiind foarte cald înăuntru și repornirea unui nou program într-un timp foarte scurt, poate apărea o mică, cum să zic eu, o expansiune de flacără, adică se poate vedea o flacără în partea de jos a cuptorului, asta datorând faptului că cuptorul a fost repornit imediat după oprirea cuptorului, când acesta încă este cald. Acest lucru nu este ceva periculos, se întâmplă din cauza unor gaze, se întâmplă din cauza gazelor care sunt încă calde și cuptorul este cald. Pentru a evita acest lucru, va trebui așteptat undeva peste 10-15 minute să se răcească puțin cuptorul și pentru a funcționa în, pentru a nu apărea acea bubuitură de explozie, mini-explozie, să-i spun așa, care ar putea puțin speria utilizatorul cuptorului. De aceea aș recomanda, după oprirea cuptorului, să se lasă undeva la 10-15-20 de minute să se răcească pentru a reaprinde cuptorul. Adică, ok.